Dacă vedem un reprezentant crop, acest filmuleț, vă rog din suflet să facem cumva să colaborăm, pentru că aveți angajați faini, aveți haine faine, cabine de probă faine, aveți absolut totul fain. Q-form, hai să vedem. Hai, ăla e bun, bă. Bă, gen așa, să bage bun, dar gen nu pot să mă reproce de așa ceva. Da, mă, dar alea de 7 lei, să vă zic sincer, fac aceleași lucruri pe care le fac și alea de 3 lei. Da, numai că e gustul diferit. Exact. Salutare, băi, toată lumea, și bine v-am regăsit la un nou vlog de pe acest canal mirobolant, alături de acești doi oameni mirifici. Salutați, băi, voi. Yo! Yo, what's up, man? Daci și Ștefan, avem aici alături de noi. Bă, care e faza cu acest videovloguleț interesant? Mamă, ce față am să îmi bag. Trebuie să încep să mă apuc de postat din nou, pentru că, după cum bine știți, am devenit la dracu inactiv și a venit vara și vreau să facem clipuri multe cu acești doi infractori. Ia, ce-ți vezi ceva? Zici ceva, Ștefane. Nu știu, frate. Nu știi nimic? Tu, da. Ce zici, mă? Mergem acum cu ăștia la sală, încercăm să facem acolo niște cadre drăguțe. I-am convins și pe ăștia să ne apucăm de sală. Bă, dar chiar cum, vă place la sală? Da, e foarte frumos. Ești maker. M-aș lăbe și eu dreapă, sunt cel mai popotam. O să încep să filmez cât mai des posibil, să postez cât mai des posibil, pentru că, după cum bine știți, canalul meu moare pe zi ce trece. Nu o să fie ceva super mega calitativ, o să fie niște daily-uri de ale mele, adică na, vedem noi ce filmăm, ce facem. O să mai fie și niște videoclipuri mai muncite, trebuie să recunosc. Voi nu mai ceți, bă, nimic? Alo. E clar. Ce vorbești, mă? Cum mai e, cum e? Săruna, doamna Geta! Mami a zis să... Eu... A zis să trăiești. Să trăiești. Ce faci, mă? Bă, e bun. Ce zici? Ei, ala dacă... Hai să facem cadre de alea, dar mergări motivaționale, ești nebun, hai! Puțuțele astea, să arăși bine ce dacă motivezi gras prost, alt gras. Păi da, mă, ce dracu motivezi? Păi bă, prostănacule, că așa motivezi lumea, de la gras, de la gras la slab. Nu-i așa? Salută, salută cu mâna aici, se vadă lumea. Care câine, mă? Cuțu, 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 cuțu. Ja. Frumosule. Ia zine, bă, zine experiența ta cu sala, bă. Te-ți place la sala până acum? Da, îmi place să slăbesc. Îți place să slăbești? Da. Ești prima persoană care spune chestia asta. Da. Diham, venim. Dumneavoastră alergați acum? Spre Diham. Bahoi. Ia, bagă un freestyle de la Bahoi. Pune cuvinte la cameră să filmezi. Te lasă și mă gândesc la tara. Ia stai, bă, bagă instrumentalul. Stai așa. Da, nu băga că. Ha, mă, nu fi prost. Roată. Roată, să moară mama, dar nu zici că ești o doamnă spartă. Mașină. Mașină, să moară mama, dar nu zici că mergi în limuzină. Tractor. Tractor, să moară mama, dar nu zici că ești un motherfucking reggaeton. Doroftească. Doroftească, să moară mama, ia uite aici. Bă, gata cu mama, că m-a mama, ai zis până acum. A, scuze. Cer. Cer, să mor eu, dar nu zici că ești un... Bă, da, cer. Să moară toată lumea. Watch out! Ce băgăm azi? Picioare. Piciorușe? Picioare în gură. Cu abdomenuși? Da. Ia uzi-o, Michael Jackson, vezi că și-a copyright, bă, închide. Bă, îmi iau copyright, dracu, închide. Ia, fă parkour. Ia! Ăla-i, bă, dă energia. Și crește acum, n-ai zici, bahoie pe zonă, bahoie pe zonă. Dă-le, bă, energia. Hai că am ajuns la sală. Unde intrăm, în sală? Da. De ce? Intră tu primul. Pe acoperiș. Bă, da, avem voie să filmăm, nu? Ia și... E bine până acum. Zice că e Messi. E super. Nu știu că i-a lăsat-o mă acolo. Așa, mersi. Love you. La mine ăsta, cred că e al... De când fac sală, e cred că e al 4-lea antrenament de picioare. A 5-lea. Dacă fac o sală de 5 ani... Eu nu fac picioare, frate. Când se vede? Watch out! Oh. Și aici încerc să tinzi maxim, da? Cât te lasă da, asta îmi gândeam foarte mult pe cea-mi pare. Oh. De ăsta băgăm? Nu, că am băgat genoflexie. Oh. Așa zic, că mi-e frică de ăsta, adevărat. Oh.
Aici. Watch out. Watch out. John Cena, Randy Orton, Triple H, Michael Jackson, LeBron James, Michael Jordan, Justin Timberlake, Ashley Young, Alex Belair, Loredana Chivu, Dan Capatos. Mamă, ce-am transpirat. Nu mai știu artiști. Nu că se gărea în fiecare. Hai că ai dat-o, Chip. Capatos artist? Hai că ai aparat-o, Chip. Bun, hai, și acum. Numai de Ashley Young, drag, pe de-aia mea. Hai. Hai, împinge. Delia. O doamna Barabancea. Pătimanis. Alex Bele. Roberto Firmino. Marius Ghiuții. Lasă cum era că cheamă pe ăla. Müller. Robben. Lewandowski. Aubameyang. Wilshere. Dar nu atinge de... Aia, de un bine, cu un bine și l-a spirat. Gianluigi Buffon. Giorgio Chiellini. Hai că ții vârfurile alea. Uite mă cum te dețin. Aolo, Barzagli. Îl facem scurt și eficient. Bă, ce dracu filmăm vara asta, mă, mâncați, că eu m-am apucat să filmez de-astea, dar astea nu sunt prea, prea muncite. La crematoriu? Mergem, nu? Da. Păi de-asta am zis și eu, mă. Hai să începem de-astea, clădiri abandonate, mâine ai treabă? Bă, eu m-am apucat de videouri din nou. Mamă, mi-a intrat spirit de ăla în ochi. Nu ți-ai dat în ochi? Ba da, ai de capul meu. Am început să filmez din nou, să fac din nou seria asta de videoclipuri de așa numitele daily vloguri, dar nu sunt daily vloguri, că nu o să le fac zilnic, că nu o să fac cam în fiecare zi aceleași lucruri. Dar frate, m-am uitat la videoclipurile mele de vara trecută și așa de mult mă uitam la ele, așa miloste. Cum să zicem, mă, când te uiți la ceva vechi și te apuc așa nostalgie. Nostalgie, nu milostenie. Hăți, Johnule. Domnule și Mudică, de ce l-a schimbat pe Lovin? Transpirați. Aveți 3 înfrângeri în ultima săptămână, ce veți face? Bă, dar mă lasă-mă că m-ai omorât. Ești ca netrograda, mâncați-și! Stați, iertați-mă, nu, că n-am vrut să vă enervezi. E, n-am vrut să mă enervați. Las, plâng, totuși, pentru postul dumneavoastră. Te respect pe mine, vezi că te-ai și încărcat. Ce put aici. Pe lobby, niciodată să-i poată. Poftim? Pe lobby. Transpirase. A doua înfrângere într-o săptămână, în prima etapă... Lasă-mă că plec, m-ai omorât! Spuneți-le oful dumneavoastră, ce vă doare? Am test mâine la chimie și am nevoie de e un de corigență? No, trec, dar am nevoie de un 4, dacă iau 4, bele. Și dacă nu e 4, nu treci. Acum depinde de profesoară, mai am un portofoliu, da? Și dacă îmi dă 15 ăla, trec. Te-ai trecut, nu? Ja, ja. Ja, ja. Ja. WhatsApp! WhatsApp! Yes! Ja, ja. Ia, păză. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Chirie, să moară mama aici. Bă, 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 uite, uite. O, am staful. Am staful. Păi, si. Ah. Mă, ce-ți lua pe rec, băi. Știi cum te vezi? Cinematic. Sticle. L-am urășit să fiu al drag. Mă. Da. What's up? Cum faci acum aici? Băi, cum se face aici? A dracu tehnologie. Într-o urmă. Băi, ce era ce aici? Aici, mamă, deci că intri la hotel, e nebun? Și după aia când intră aici, face... Uacea, mamă, ce frumos e aici! Ce e aici, plăie, se uită...
că ieșea de la crop ceva dacă se uită la video. Dacă vă uitați la acest videoclip, domnilor de la crop, forță, sunteți ca și magazin, sunteți geniali de baie. Și dacă îmi place, vreau să fac o promovare de aia gravă, pentru că arată, prea mișto șurțul ăsta de baie. Ia auzit-o, băieții mei, cum uiți, dragunea și toată șarte. Deci, dacă vedem un reprezentant crop, acest filmuleț, vă rog din suflet să facem cumva să colaborăm, pentru că aveți angajați faini, aveți haine faine, ce mai am mă fain, cabine de probă faine, aveți absolut totul fain și vreau să colaborăm, trebuie să colaborăm. Un magazin ca al vostru trebuie făcut cât mai mare, pentru că, adică câtă lume cumpără de la crop, mai mult, mai puțină de lume decât cunoaște de Zara, de... Știu, din păcate, căcaturi, da. De-astea. Dacă vreun reprezentat crop vede asta, contactați-mă, dați-mi un mail, date și unuscătălina@gmail.com. Trebuie să colaborăm. Eu dau un an, filmați aici, filmați. Da zoom aici în caz că se poate observa. Ce mai șmecher. Hai băi, stai mă. Băi, mai dă o dată. Te duc observa aici, bă, frumos. A fost mișto, nu? Super, mai vii. Cum stai? Tu puia, Camelia și George Hora. Ia, ia, we can change the world, change the world. Aseno. Băi, când te faci mare, ai vrea să fii vedetă. Inteligentă, sper inteligentă. Inteligentă. Dar ce-mi capac să vede așa lumina? Cine? Că ești prost. Uite ce de mâna se vede acolo, vezi? Unde se vede, mă? În capac! Că ești prost, da. Îi zic așa acolo, în capac. Unde? Care capac? Unde capac? Ce capac? Unde te uiți în cameră? Aici? În obiectiv. Obiectiv? Obiectiv. Aș capacul tău ăsta, ce? E monitor, să-i spunem. Uite, te-au băsit. Nu mă injură. Cum tai? Și George Hora. Păi ce tai, că pun bip. Puia, o să stăm vizualizări, să moară măta. Puia, mai stai în cartier, nu te-ai mutat. Băieții de cartier, eu l-au dintă. Te-am lăsat? Să fii sănătos? Weekend, ce e vită, bă. Respect. Ce faci, da? Da, salută, da. Lumea, hai. Zile, la revedere, pa, pa. A fost o zi frumoasă și... Și atâta, nu? Da. Îți ieși tu boxe data viitoare, ja, da? Ja, ja. Bă, acum și ce bine merge de un videoclip aici? Hai, merge super. Cum? Andrei Bordeanu. Te filmez. Stai să facem un speech de ăla, băgăm cu de-alea motivaționale, vrei? Să băgăm o de-aia, începem, facem o de-aia? Da, hai. Sau n-ai chef? Nu, am chef. Păi bine, dar stai puțin că trebuie să facem pe cadre. Te marci în fază. Când viața te încearcă și te pune la zid, încearcă mereu să te ridici. Fii mai bun, du-te la sală, muncește cu sudoare pentru visul tău. Arată-le tuturor ce poți să faci. Nu-i lăsa pe ceilalți să te judece. Fii mereu tu. Fii mai bun ca ei. Strânge din dinți și fii mereu numai o stâncă muncitoare. Arată-le tuturor de ce ești tu în stare și arată-le tuturor că tu ești singurul care poate să te judece. Tu e singura ta comparație, singurul tău om comparativ cu tine. Fac sală și tot gras prost sunt. Caca, maca la oracă. Stai așa, stai. Uite să ia, cine să ia? Tu du-mă până acolo. Păi, până unde? Până la oda asta, de... Plimbă pe aici, plimbă, plimbă, plimbă. Așa. Bă, vă stăneți să ne intrăm. Să ne intrăm într-o mașină, da, ce mică. Uai, uai, și fuge. Uai. Gata, stop, oh, John, mamă. Hâț, 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 hâț. Gata, mă, asta, că e ultima, nu? Îl băgăm aici, așa. Hai, fraților. Extraordinar. Ocean, cel mai aproape de tine. Asta nu e, asta era la 2 pași, mi se pare. Bă, ce să vă zic, asta a fost și cu videoclipul pe ziua de astăzi. A fost așa ca o deschidere de vară, să zicem. Sper să postez cât mai des, dacă nu, asta este, asta a fost, ce să vă zic. Crop, vă mulțumim din suflet pentru această zi mirobolantă cu sfaturi și haine bune. Asta a fost și videoclipul pe ziua de astăzi. Vă rog frumos să vă abonați dacă n-ați făcut-o, dați un like pentru că mă știu extraordinar de mult. Stați și pe Facebook dacă nu vă reușește cu moca mea. Eu am fost Cătălin, el a fost Dacinică, Ștefan a fost mai devreme. Vă mulțumesc, vă iubesc. Pa!